Bine ai venit, draga mea! Bine te-am găsit! Genoveva Dumitru, da? Da. E bine ai venit la cafeneaua interviurilor! Bine te-am găsit! Mă amuză că ce o entitate nu ne permite să ne facem interviu așa cum mi-aș dori. Mă bucur foarte mult că am reușit să te smulg din mijlocul mulțimii. Genoveva, două cuvinte despre tine. Vreau să-mi spui în primul rând de unde vii. Vin din Slobozia, județul Ialomița. Și cu ce ocazie la București? Cu ocazia conferințele doctorului Eric Perl. Conferință de ce? Ce conferință a fost? Conferința a fost despre vindecare reconectivă și reconectare. Acest domn Eric Perl de unde vine? Din America. A venit din America? Tocmai din America? Da. Da. Vorbești serios? Am avut impresia că vine de pe undeva, de la Viena. Din America vine. Și avem fericita ocazie, deci a venit la 2 ani. A fost în 2015, iar acum a revenit și va mai veni și în iulie. Așteptăm cu drag. Da, l-am cunoscut, mi-a plăcut foarte tare de el. Îmi plăcuse și de când am citit cartea. Dar acum nu vreau să vorbesc despre domnul, acest doctor în vindecare sau, mă rog, vreau să vorbesc despre tine. Să-mi spui și mie, știu că ești inginer de profesie și probabil că ai și practicat ingineria, da? Cum ai făcut saltul de la inginerie la practician vindecare reconectivă? A fost un moment în viața mea în care mi-am pus foarte multe întrebări. Am citit mult, am căutat răspunsuri. Și atunci am intrat pe ușa care mi s-a deschis. Cursul de vindecare reconectivă cu dr. Eric Perl. Dar de cursurile astea nu se făceau direct cu doctorul Eric Perl. Probabil că le făcea cineva în România, ori pe la tine, pe la Slobozia, pe acolo, ori prin București, nu? Cursurile nu le face decât dr. Eric Perl. Atât. Cum? Că el e în America. Păi el vine periodic în România. Ok. Păi și are discipol, presupun, nu? Deci aici, local, are reprezentanți. Cine e reprezentantul României? Reprezentantul Reconnection pe România este doamna Andra Ivanov. Uh-huh. Și voi? Noi suntem practicieni de vindecare reconectivă. Cam câți practicieni sunteți? Nu știu să spun exact. Știu că la cursul din 2015, când am fost eu, modulul 2, am fost 266, dacă nu mai God! Și teacher au fost 15-20, cred. Aha. Măi, Genoveva, tu vii acum de la conferința la care a fost foarte multă lume, nu mai știu unde a fost, la Sofitel? Fostul Sofitel. Fostul Sofitel, în fine. Nu ne interesează să le facem la aștia reclamă, dar zi-mi, la conferința asta, care a fost scopul conferinței? Scopul conferinței a fost prezentarea vindecării reconective și a reconectării. A fost prezentarea cursurilor care mai nou, modulul 1, ca să practici în casă vindecarea reconectivă, se face online, și modulul 2, care se face în iulie în România. Uh-huh. A fost și o demonstrație live cu vindecare în direct. Da, eu am văzut-o. Interesantă. Crezi că oamenii au venit din curiozitate acolo sau din convingere sau ce căutau? Că sala aia cred că au fost câteva sute. E posibil să fi venit și din curiozitate, dar sunt foarte mulți care au făcut de ședințe de vindecare la distanță sau face-to-face. Au citit cartea și vreau să-l cunoască pe Eric. Deci e, la nivel mondial, cam în primii 20 oameni de calibru. În ceea ce privește domeniul spiritualității, al luminii, energiei și așa mai departe. Și oamenii sunt curioși să-l vadă. Uh-huh. Foarte mulți dintre ei s-au înscris la cursuri, au cumpărat modulul 1, unii au cumpărat ambele module, se devine practicien, la fel ca și mine. Și, bineînțeles, unii au venit să se întâmple o minune.
Genoveva, unde te găsesc pe tine cei care ar dori să te cunoască, să vină la tine la o ședință? Nu știu, unde ești de găsit? Eu sunt de găsit în Slobozia, pe Bulevardul Matei Basarab. Pot fi găsită pe mail. O pagină de Facebook ai? Am o pagină de Facebook, se numește Genoveva Dumitru, vindecare reconectivă și reconectare. Am și adresa de mail, dumitrugenoveva@gmail.com. Am și un telefon. Ia-ți-l. Poți să-l zici? Da, 0724-599-820. Practici și vindecarea reconectivă la distanță? Da. Deci fac ședințe face-to-face pentru cine dorește să vină la cabinet sau la distanță. Și în București cam de câte ori vii? Vii în București? Vin destul de des, cu anumite festivități, cu anumite ocazii, cursuri. Dar acum, când o să mai vii? Doar când o să mai vină Eric Pearl sau cine mai programă ceva prin București pe aici? Mai am și ședințe. Uh-huh. Vin special pentru ședințe în București. Mai am și anumite evenimente la care particip. Da? Cum ar fi? Sunt anumite spectacole, sunt anumite prezentări. Hai să nu zici acum că vii să asculti concertul lui nu știu cine, că aia se înțelege, dacă e ceva legat de ce faci tu. Legat de ce fac eu, vin special pentru ședințe de vindecare reconectivă și reconectare personală. Ce muzică asculti? O muzică puțin altfel, aș putea să zic. Mie îmi place Sarah Brightman, un exemplu. Uh-huh. Havasi, Master Experience. Da, o horă de aia populară, o polcă, o sârbă, o... Îmi place muzica moldovenească pentru că sunt din Moldova. Îmi place foarte mult. De unde ești tu, din Moldova? Eu sunt din Moldova. Sunt din județul Neamț. Aha. La Slobozia te întâlnești și tu pe stradă cu Mircea Dinescu? N-aș putea să spun. Mircea Dinescu este undeva într-o comună lângă Slobozia. Uh-huh. Eu personal nu m-am întâlnit, dar sigur, la anumite festivități ne întâlnim. Pe acolo, pe la Slobozia, ce lucruri așa interesante sunt? Culturale sau spirituale? Cam ce se întâmplă pe acolo, așa în mare? Au loc tot felul de evenimente. Spre exemplu, mai sunt și acolo cursuri de spiritualitate, au început să vină tot felul de profesori să pregătească în anumite domenii, sunt prezentări din toate domeniile, să nu credeți că suntem la un colț de lume acolo. Păi vin spectacole din București, vine Teatrul Național, vine Teatrul din Constanța, deci da. Nu suntem uitați acolo, deși este ca un cartier de București, e un oraș minunat, curat, liniștit, ne cunoaștem toți cu toți, aș putea să spun. Poți să-l bați cu piciorul. De la ești cunoscut în Slobozia, te cunoaște lumea pe stradă, copiii strigă după tine, tanti Genoveva, doamna, hai! Chiar așa, ne cunoaștem toți cu toți, poate din vedere, dar totuși este un oraș. Mai e de lucrat înseamnă, până să strige copiii. Foarte multă lume, prin natura serviciului, mă cunoaște foarte multă lume. Așa, și eu mă întâlnesc pe stradă cu anumite persoane, ne cunoaștem, ne salutăm, dar nu mai ține minte. Cine sunt de 28 de ani, sunt în Slobozia, o viață, da. Spune. Cum l-am văzut eu pe Robert și nu știam de unde să-l iau. Da. Genoveva, vreau să închidem interviul nostru. Dacă tu crezi că vrei să comunici ceva celor care vor vedea filmul, ceva special la care eu nu m-am gândit, oricum n-am cum să mă gândesc, pentru că eu nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, sunt depășită de toate procedeele astea care depășesc... cunoașterea mea, ceva care, ce vrei tu să spui, dacă te-ai gândit la ceva că ai vrea să transmiți celor care vor vedea interviu. Vindecarea reconectivă vindecă persoana fizic, mental, emoțional, spiritual. Dacă vă doriți o schimbare în viața voastră, puteți să încercați ședințe de vindecare face-to-face sau la distanță. Se întâmplă lucruri minunate. Vă recomand să simțiți în corpul dumneavoastră frecvențele, să vedeți schimbarea. Nu se promite nimic printr-o ședință de vindecare, că se vindecă piciorul sau mâna și așa mai departe. Uh-huh.
Vindecarea se produce, se deliberează între univers și pacient, client. Da? Și cu cât este clientul mai deschis și mai puțin atașat de rezultat, să Da, primească să ceea n-aibă ce, așteptări. să n-aibă așteptări, Păi da. atunci primește maxim. Sunt atât de multe lucruri frumoase care se întâmplă, se vindecă relații, își găsesc un serviciu nou, scapă de anumite stresuri, multe, multe probleme emoționale, aproape instant se rezolvă. Sunt multe lucruri care se pot rezolva. Vă recomand să încercați, să experimentați, să simțiți în corpul dumneavoastră frecvențele reconective, care e ultima descoperire în domeniul energiei. Spune-le și tu celor care vor urmări interviul că nu știu cine, cum o cheamă, Andra, tu, doctorul, aveți niște cursuri online, da? Eu Da. nu știu prea multe să spun și nici în limbajul vostru nu știu să vorbesc, cum nici tu n-ai ști dacă te-aș pune acum, te-aș băga pe un tărâm să vorbești într-anumit limbaj. Cum e cursurile astea? Pe care le cine le ține cum? Anul acesta, Eric Pearl nu mai Taci. face modulul 1 face-to-face, cum se făcea până acum. Deci a făcut 8 ore de curs prin care cei care doresc să facă, să cunoască frecvențele reconective și să le practice în familia lor, deci este primul modul care poți să-l practici doar în familie, pot achita contravaloarea cursului și primi prin internet, prin mail, cele 8 ore de curs în care se explică tot ABC-ul, ce înseamnă vindecare reconectivă, cum poți să accesezi frecvențele, cum poți să simți în corpul tău, ce manifestări sunt și așa mai departe. Eric răspunde la toate întrebările și explică. Este minunat acest curs pentru că arată cu poze, cu desene, cum să simtă omul frecvențele, cum se manifestă ele. Vă recomand din tot sufletul. Da, stai puțin. Deci nu va fi o vizualizare, va fi ceva prin altă metodă, prin metoda mail, da? Înțeleg. Nu, se primește acest modul pe care omul îl vizualizează, Am la înțeles. sfârșit să pun niște întrebări și există un test grilă. Deci dacă nu treci toți pașii, nu treci testul și automat nu ai luat cursul, nu ai terminat cursul, trebuie să mai reiei. Avantajul este că aceste 8 ore de curs le poți avea la tine în casă toată viața. Deci automat ai uitat ceva, mai reiei cursul. Îți este la dispoziție. Genoveva, ai putea să spui public costul cursului? Poți să-l spui? Sau e taină? Nu este la vedere, toată lumea poate să intre pe Reconnection și să vadă prețul. Deci prețul acestui curs îl poate vedea oricine pe site-ul vostru Reconnection, da? Da, Ca poate să să nu mai vadă dăm. orice cine. Există un cod de cupon care se folosește ca să beneficieze de 20% reducere. Fiecare practician dintre promotori are câte un cod de cupon, poate să-l folosească să beneficieze de acea reducere, 20%. Da, am înțeles. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu tine. Mă bucur că te-am cunoscut. Eu, Îți Ana. doresc pentru mâine mult succes. Dacă eu nu o să fiu pe Mulțumesc! acolo, mai vorbim altă Mulțumesc! dată. Mulțumesc din suflet! Mulțumesc! Cu drag. Bine!